Există o posibilă interpretare care ar acoperi măcar parțial motivația schimbării premierului Grindeanu. Despre ea am vorbit și la o emisiune anterioară, dar aș vrea poate acum să discutăm mai în profunzime, pentru că este o chestiune de ordin economic. Ne amintim că atunci când a fost investit guvernul Grindeanu, s-a spus că aceste creșteri, pentru că și atunci au fost voci care au spus, atenție, dacă voi veniți cu creșteri atât de rapide ale salariilor, eventual cu scăderi de taxe, există posibil ca ele să nu fie sustenabile. Și atunci s-a spus, ne bazăm acest buget, care a fost adoptat de Parlament, pe atragerea de fonduri europene într-un ritm mult mai accelerat și pe încasări mai mari la buget. Ori ultimele 6 luni, din ce informații au apărut în presă, atestă faptul că nici fondurile europene, nici încasările la buget nu au fost nici pe departe la nivelul necesar. Și atunci apare riscul, cumva iminent, ca promisiunile de campanie cu care s-au câștigat alegerile să devină brusc nesustenabile sau relativ brusc nesustenabile. Și atunci, o variantă ar fi să creezi o criză, schimbi premierul și vii cu un nou program de guvernare. Și uitați-vă că noul program de guvernare are deja modificări semnificative sub aspect fiscal față de cel prezentat în decembrie 2016. Și asta vreau să te întreb, Lucian, iată, oamenii de afaceri, am văzut titluri în presă, investitorii germani, diversi alți experți, spun că aceste măsuri bruște pot crea instabilitate. Ceea ce e foarte adevărat. Dar tot la fel de adevărat este că unele dintre anunțuri sunt, par să fie, să spunem, petarde deliberate. Adică pur și simplu niște lucruri care, despre care se știe că provoacă rumoare, care nu se pot întâmpla. Hai să discernem între ele. Hai să încercăm să discernem între ele. Încă nu-mi dau seama de ce, dar așa cum a fost impozitul pe gospodărie, o petardă, și le-a trebuit mult timp să o retragă, dar au retras-o pentru că era clar de la început pentru oricine. Totuși nu sunt idioți să nu-și dea seama că nu se poate aplica, că nu poți să angajezi 30.000 de oameni. Și atunci cum de a apărut asta? Pentru că au susținut-o destul de cu enfază, au susținut-o. Două dintre petarde au mai apărut. Petarda cu impozitul pe cifra de afaceri și insist să-i spun așa. Da. Am mai aruncat o ponta la un moment dat, în 2013, în aceeași formă. Scoatem impozitul pe profit și băgăm pe cifra de afaceri. Nu mi-amintesc, n-am reținut contextul foarte bine, că atunci am luat-o în serios. Și n-am asociat-o cu restul evenimentelor ca să-mi dau seama la ce i-a servit atunci lui Ponta să o arunce. Iar cea petarda cu impozitul pe solidaritate a mai fost aruncată de cel puțin 3 ori până acum, este a 4-a oară. Într-una dintre ocazii a folosit-o ministrul Vlădescu. Dar și asta cu pilonul 2 de pensii tot petardă este? Cu pilonul 2 de pensii s-ar putea să nu fie. Ei nu sunt neapărat originali. Pentru că se poate face. Deci este un lucru care se poate face, se poate lua de la un capăt, duce la celălalt capăt, încheia și are sens. Adică, indiferent că judecăm dacă efectele sunt bune sau rele, dar se poate face. Bun, au se poate face, și dar au făcut-o pe onezi, este responsabil. Durează 2 săptămâni să se încheie totul. Este responsabil acel ministru care spune pe un post TV sigur că foarte clar, adică cine urmărește înregistrarea sigur vede că spune foarte clar că acest pilon 2 de pensii senzația e de irresponsabilitate pentru că a fost contrazis în 5 minute chiar de premierul desemnat. Este responsabil în sensul că răspunde politic. Dar este o acțiune, o atitudine irresponsabilă. De fapt asta vrei să spui. Deci mie mi se pare că e complet irresponsabil și n-a răspuns politic pentru că în momentul în care a făcut declarația domnul respectiv nici măcar nu fusese uns ministru, era înainte de jurământ. Din păcate luăm un pic prea în serios pentru că n-avem ce face altceva, pentru că asta este situația. Luăm un pic în prea în serios rolul guvernului. Până la urmă sunt lucruri care, dacă și-ar urma traseul normal, ar intra în dezbatere publică și ar ajunge în Parlament. Sigur, sigur că este nepotrivit pentru un ministru să facă declarații la investire despre ce se va întâmpla. Dar nu neapărat pentru că trebuie să fie luat în serios, ci pentru că nu depinde de el. Dacă spunea, asta e viziunea mea, așa aș face,
lucrul pe care o să-l pun în dezbatere, o să intre în Parlament, o să se discute și o să iau o decizie. Spune se va întâmpla, își asumă, umblă practic un pic la autoritatea de legiuitor delegat, nu a Parlamentului, adică putem să dăm ordonanță de urgență dacă vrem neapărat, îi dau lui șeful, domnul Tudose, asta, el semnează și intră în vigoare și atunci sigur că lumea se sperie. Din punctul ăsta de vedere, dacă e responsabil, este irresponsabil în măsura în care avem în Constituție o chestie complet irresponsabilă, ordonanța de urgență, capacitatea guvernului de a legifera peste noapte. Puțin, și asta produce panică din orice. Noi trăim în România. Domnul ăsta e responsabil, este responsabil politic și probabil peste o lună, dacă e cazul să fie schimbat, o să dispară neantul din care a venit. Corect. Și noi o să plângem că ce irresponsabil a fost domnul Nici. Noi plângem acum pentru că a căzut bursa, pentru că a pus o declarație irresponsabilă un ministru de-abia uns. Se duce, se întoarce, unii cumpă. Da, bun, dacă e făcută deliberat, e și mai grav. Însă, dați-mi voie să vă contrazic, de ce ne uităm în gura miniștrilor? Pentru că trăim într-o țară în care puterea, de fapt, este la guvern. Sigur, Parlamentul este garantul democrației, foarte frumos, dar știm foarte bine cum se votează în Parlament, ce ai o mașină de vot, cine are mașina de vot acum și cine o controlează. Deci am toate motivele să presupun că dacă e în programul de guvernare și un ministru anunță o măsură, înseamnă că partidul a luat acea măsură, că domnul Dragnea știe de acea măsură și că se va vota fără nicio problemă în Parlament, pentru că au majoritate. Sigur că deci sigur că sunt foarte atentă și eu foarte serios ce spune ministrul. Dar o propunere trebuie ministru. Să intre în dezbatere de undeva. Da, că intră în felul ăsta primit. În felul ăsta primitiv, că dezbaterea la noi este atât de primitivă și că uneori se face post-factum, adică facem ceva și după aia dezbatem cum să modificăm de și cum să mai dregem, da? Asta este o problemă de bantustan, de să nu jignim țări poate, mai, poate cu politicieni mai decenți ca noi, nu? Ca ai noștri. Deci asta este o problemă care trebuie rezolvată de la, începând de la fundamentele ei, de la mizeria pe care o avem doar noi în Constituție. Și dar cum vezi tu acest... Aproape doar noi și încă două țări din Europa. Cum vezi tu programul anunțat de noul guvern și în ce măsură crezi că schimbările preconizate de noul guvern vor face toate aceste măsuri să fie mai sustenabile? Eu nu înțeleg să fie un program aici. Nu înțeleg încă să fie un program. Deci cum din lucrurile mai percutante, așa, care au ieșit la suprafață repede, înțeleg să fie, văd acolo, dincolo de guvernul care este scos în față, văd că este, era clar că e o școală de gândire, un think tank, să zicem, că erau niște oameni care fac propunerile astea. Din ce îmi dau seama, după cum arată lucrurile acum, este mai mult de unul, sunt cel puțin două facțiuni rivale, aș zice. În același guvern. Nu un guvern, undeva în undeva programul în umbră. De guvernare. Cei care nou. Au scris programul au tot apărut nume. Domnul Sorin Georgescu, domnul Gherghina de la BNR, domnul Cristian Socol, domnul Vâlcov, sper să nu fie omis pe nimeni dintre cei mai importanți. Deci sunt oameni care fac propunerile astea și pe care guvernul mai departe și le asumă fără că ei efectiv să facă parte din guvern. Da, e clar că este deja o separație acolo, o ceartă, un scandal, nu se mai înțeleg, nu le mai armonizează, nu le mai... Și ce, nu mai, unde nu vezi mai punctele de lipsă de armonizare? Punctele păi, de vreme ce-l vedem pe asta cu pilonul 2, de vreme ce iese ministrul economiei și zice că apoi vine șeful de partid și zice că e o prostie, este clar că omul ăla nu a fost totuși de capul lui, nu? Adică i-au venit lucrurile astea de undeva, iar deci spune că ești un personală, da, doar că este dintr-o direcție neagreată de șeful de partid. A fost agreat numele totuși, adică s-a ajuns până aici încât să fie agreat numele, deci un nivel de colaborare există între aceste facțiuni, să le spunem, dar în momentul în care a venit și cu propunerea... Mai avem foarte puțin până la publicitate. Puteți anticipa, sigur, nu facem, e dincolo de puterea noastră să facem predicții foarte puternice pentru viitor. Dar acest nou guvern, ținând cont de garnitura pe care o are noul guvern, credeți că va fi un guvern care nu va face absolut nimic sau un guvern care în 5-6 luni va genera noi crize? Habar n-am de asta, deci nu știu în primul rând ce vrea să facă. Unele dintre lucrurile pe care le-a
pe care le-a anunțat sunt petarde. Deci lucruri pe care nu și-a propus vreun moment să aducă petarde, ca să înțeleagă și lucruri, măsuri pe care al căror singur scop este să stârnească zarvă și diversiune. Dar care nu vor fi puse în aplicare. Și nu doar că nu vor fi puse în aplicare, nici măcar nu și-au propus să le pună în aplicare. Miruna? Nu se pot pune în aplicare. Impozitul pe cifra de afaceri nu se poate pune în aplicare din cauza reglementărilor Uniunii Europene, din cauza efectelor devastatoare, din cauza imposibilității. Intrăm în publicitate. Miruna? Nu-i cred atât de suicidar, o să detaliez după publicitate. Bun, după publicitate revenim cu, cu continuarea acestei discuții, dar vom intra și pe un alt subiect. Am avut un vot istoric ieri în Parlamentul German. Publicitate. Așa cum v-am obișnuit, la fiecare dintre edițiile emisiunii Puterea Ideilor vom avea și o rubrică intitulată Minutul de Știință. Astăzi despre o extraordinară tehnologie recent inventată care poate duce la vindecarea unor boli genetice. Minutul de Știință. A început o nouă revoluție genetică. Geneticienii americani Jennifer Doudna și Samuel Sternberg au publicat în cursul lunii iunie a acestui an lucrarea O spărtură în creație, editarea genelor și puterea incredibilă de a controla evoluția, prin care descriu noua tehnologie revoluționară de inginerie genetică pe care au inventat-o. Milioane de oameni suferă și mor în întreaga lume din cauza unor boli genetice. Noua tehnologie, despre care se speră să poată fi implementată pe scară largă în următorii 8-10 ani, oferă însă o șansă de vindecare acestui tip de afecțiuni. Prin utilizarea ei, erorile genetice pot fi îndepărtate, așa cum este editat un text în Word, căruia îi se corectează greșelile. Grație noii tehnologii, genele pot fi modificate acum în doar câteva săptămâni, în timp ce până acum acest lucru necesita ani de zile și implica dificultăți majore. Posibilitățile ingineriei genetice sunt din ce în ce mai mari, dar acest lucru ridică probleme de etică și de responsabilitate în luarea unor decizii privind modul în care sunt utilizate astfel de invenții. Pe lângă utilizarea noilor tehnologii în scopul de a vindeca boli și a ameliora calitatea vieții oamenilor, există și riscul ca acestea să fie folosite în scopuri destructive. Asupra acestui lucru atrage atenția într-o conferință TED din 2015, chiar geneticiana Jennifer Doudna, co-inventatoarea noii tehnologii. Vreau să le mulțumesc colegilor de la postul B1 TV și pentru profesionalismul cu care au ilustrat acest minut de știință și la fiecare dintre ediții au fost filmări foarte frumos găsite, iar vocile folosite au fost perfecte. Mulțumesc încă o dată și sper că și următoarele ediții vor fi la același standard foarte ridicat. Așadar, iată, se poate ca un post TV să prezinte o informație științifică de calitate care sper să inspire pe foarte mulți cetățeni să se informeze și pe mulți tineri și elevi și adolescenți poate chiar să urmeze o carieră în știință. Revenind însă la știința politică și la modul în care evoluează lucrurile în politica autohtonă, haideți să încercăm să tragem niște concluzii. Începusem să spun înainte de pauză despre petarde. Nu cred că sunt atât de irresponsabili guvernanții noștri încât să lanseze deliberat petarde. Cu ce scop? Speculează la bursă și dau constant câte o dumă de asta ca să pice bursa, să mai câștige ei niște euro? Îmi vine greu să cred, adică este mult spus, prea... Asta s-a întâmplat în România ca urmare a unor declarații. Da, ar fi halucinant chiar și pentru România. Nu, mie senzația pe care mi-o lasă bâlbâielile din ultima vreme este de necoordonare și neprofesionalism. Nu cred că în mod deliberat vor să arate electoratului că, uite, noi nu prea știm cum se guvernează și habar n-avem de program economic și ne dăm singur cu stângul în dreptul, fiindcă ăsta este efectul de fapt. Sper că se va depăși această fază și că la un moment dat se va face ceva mai coerent. Pe mine m-a speriat modul în care au încercat să ambaleze bâlbâiala asta cu pilonul 2 de pensii când a ieșit ministrul și a spus că da, îl desfințăm, după care a venit premierul și a spus că e o prostie și domnul Dragnea peste toți a confirmat că nu s-a gândit la așa ceva.
senzația mea este că anumite idei se testează, se așteaptă reacția publicului și domnul Dragnea, acum s-a întâmplat de altfel și în cadrul ordonanței 13, dacă țineți bine minte, își lasă libertatea de a face pasul înapoi când reacția publică este vehementă. Lucian. Da, eu nu, așa cum am spus, repet, pentru că cred că este important, nu reușesc să-mi explic motivul pentru care PSD și-a dărâmat propriul guvern la 6 luni de la instalare și asta mi se pare un episod destul de grav, destul de îngrijorător și asta mă face să mă tem că există o miză, există o agendă care încă n-a fost dezvăluită nici de unii, nici de ceilalți. Adică nici de tabăra Ponta Grindeanu, să spunem, pentru că dacă ar fi fost ei băieții buni, nu, care să vrea să salveze țara de Dragnea, care vrea să facă nu știu ce, era simplu. Ieșeau și zicea, uite ce vrea să facă. Aia a fost o luptă pentru putere. Da. Sigur că da, pentru putere, dar cu o miză, cu un scop, pentru ca să facă ceva cu puterea aia acum, nu intrăm, ca să o aibă pur și simplu. Intrăm că imediat. Ponta nu cred că și închipuia că rămâne prim-ministru 4 ani cum a stat Tăriceanu sau cum a mai stat el, sau Grindeanu cu Ponta din umbră, așa, adică intrăm imediat în următorul subiect, doar câteva secunde, aș vrea să pun și eu o concluzie personală. Vă spun că din câte am văzut din interiorul politicii, asupra foarte multor fenomene și evenimente politice s-au construit foarte multe teorii, iar explicația până la urmă era una simplă, mediocritatea politicienilor. Mergem acum spre un nou subiect și vă invit să urmărim un material despre votul acordat ieri în Parlamentul German pentru a fi legiferate, legalizate, recunoscute căsătoriile între persoane de același sex. Mit ja haben gestimmt 393, mit nein haben gestimmt 226. Vier Kolleginnen und Kollegen haben sich der Stimme enthalten. Damit ist der Gesetzentwurf angenommen. Germania a devenit cea de-a 23-a țară din lume și cea de-a 14-a din Europa care a legalizat căsătoriile între persoanele de același sex. Cancelarul german și toți membrii Partidului Conservator s-au opus acestei legi. Für mich ist die Ehe im Grundgesetz die Ehe von Mann und Frau und deshalb habe ich heute auch diesem Gesetzentwurf nicht zugestimmt. Cu toate acestea, Angela Merkel speră că acest vot să promoveze respectul între opinii diferite care să aducă coeziune socială și pace. Contracandidatul principal pentru funcția de cancelar, fostul președinte al Parlamentului European, Martin Schulz, a publicat un mesaj în mediul online în care nu și-a ascuns bucurie față de acest rezultat și a spus că votul a fost o dovadă a faptului că progresul este posibil. Votul din Bundestag a avut loc cu mai puțin de 3 luni înainte de alegerile federale din 24 septembrie, la care Angela Merkel speră să obțină un nou mandat. Astfel, decizia de a vota împotrivă pare să fi fost una politică, menită să păstreze electoratul creștin democraților de partea sa. Trebuie spus că și 70 de parlamentari, membri ai Partidului Creștin Democrat al doamnei Merkel, au votat în favoarea acestei legi, iar majoritatea a fost, după cum ați văzut, una solidă. Și este într-adevăr un vot istoric. Deja toate democrațiile europene au legislații care recunosc căsătoriile între persoane de același sex sau mai sunt câteva în care doar parteneriatul civil este recunoscut. Trebuie spus că în Germania din 2001 exista parteneriatul civil, iar căsătoriile între persoane de același sex contractate în alte țări erau recunoscute la nivel de parteneriat civil. În România însă nici căsătoria, nici parteneriatul nu sunt recunoscute. Da, aș vrea să știu de la dumneavoastră, că nu mi-e foarte limpede, ce aduce în plus căsătoria față de căsătoria parteneriatul civil. Căsătoria permite, spre exemplu, adopțiile de copii, în timp ce parteneriatul civil nu. Aceasta ar fi o diferență majoră. Da, asta desigur că va da apă la moară celor care în România sunt complet împotriva adoptării măcar parteneriatului civil, care mie mi se pare absolut firesc și rezonabil. Nu există niciun motiv pentru a nu accepta asta, mai ales pentru că cei care trag linia la adopția de copii, ceea ce pot să înțeleg, având în vedere, în primul rând, care este formula socială din România, adică gândindu-mă la binele superior al copilului, îmi dau seama că, indiferent cât de minunați ar fi părinții lui adoptivi gay, acel copil s-ar confrunta cu un mediu ostil. De aceea trebuie să lucrăm la educație și la
demontarea tuturor acestor prejudecăți care generează ură și prejudecăți. Cum vezi tu, Lucian? Cred că e o discuție foarte, foarte interesantă și cred că ar merita mai mult timp. Apropo de copii, și este îngrijorarea absolut legitimă asta, că un copil cu doi tați, nu, chiar dacă legătura dintre tați este legitimă și acceptată, cel puțin formal, dacă îi produce suferință copilului, indiferent dacă justificată sau nejustificată, atunci trebuie ținut cont de asta. Dar asta e problema societății, nu a taților și nu a copilului. Este problema în primul rând a copilului. Adică aici e vorba de interesul superior. Este problema societății în sensul că societatea trebuie educată pentru a nu mai avea presiuni. Nu sunt de acord, este problema copilului în primul rând. Dar pe de altă parte... Deci nu este o contradicție în ceea ce spuneam. Sigur că da, sigur. Dar trebuie rezolvată din punctul de vedere al copilului. Evident, evident, dar asta pe de altă parte, educând societatea. Ca să depășim momentul. Până când societatea nu va fi suficient de educată, chestia asta cu adopțiile este judecată foarte așa în abstract, dar în realitate lucrurile sunt mult mai complicate. Adică, sigur, sunt mulți părinți care stau la coadă și așteaptă să adopte. Dar, pe de altă parte, sunt și mulți copii considerați neadoptabili în același timp. De ce? Pentru că părinții, familia clasică, tradițională, dar cam toți părinții, dar chiar și când adoptă, își doresc copii frumoși, își doresc copii ok. Vor să adopte, dar vor să-i adopte mici, cât mai mici, vor să-i adopte sănătoși, vor să-i adopte isteți, așa cum și-ar fi dorit să... Cu greu, există categorii care sunt greu adoptabili, da? Pentru că au, de exemplu, un handicap. Pentru că au un comportament, au o vârstă și un comportament inacceptabil. Ne apropiem și de considerați final. Neadoptabili. Și atâta vreau să spun, pentru acei copii nu mai contează toate lucrurile astea, sunt absolut irrelevante. Vor să aibă și un părinte și doi părinți și o mamă și o tată și două mame și doi tați. Mulțumesc foarte mult. Nu mai să aibă părinți. Părinții, indiferent de orientarea lor sexuală, important este să le oferă căldură și educație copiilor. Mi-am luat și un tricou tematic pe care scrie Be More Ethical. Fiți persoane morale. Iar pe final, așa cum v-am obișnuit, vă recomand o carte excepțională, Filozofii lucrurilor pământești, viețile, epocile și doctrinele marilor economiști. Este o carte care vă ajută să înțelegeți mai în profunzime economia. Mulțumesc, la revedere! Mâine la ora 14 ne revedem la postul B1 TV.